în episodul de săptămâna asta. Șurubel uită limba română. AI está extrañando los días. Eu, Bogdan, beau un fresh. Dacă nu mi se vedea paiul. Stanciu moare de inimă. Tomorrowland is here. Ionuț moare de inimă. Iar mai apoi de frig. Bine ai venit la Virgin Vlog 11. Săptămâna trecută am fost pe Național Arena la România-Olanda. Mulțumim, FRF. Ce am văzut? Păi șuturi spre poartă. Evident, am tot încercat să filmez un gol și într-un final am reușit. Uite-mă că am prins golul, ai văzut că-l filmez. Din păcate, exact, am prins golul Olandei. Nu că ar fi dat România vreun gol. Nu dați, sunt și eu un biet cameraman. Ca nenea asta. Hai să ne gândim puțin și la cameramanii care au tras bățul scurt și care tot meciul filmează doar antrenorii. Nu văd nimic, nu văd faze, nu văd goluri. Uite, profesionist. Cât despre suporterii Olandei, nu mai respect. Puțini, dar portocalii, domnule. Cât și suporterii Olandei? Nenea asta, nu înțeleg, are... În altă parte, șurubel, când a văzut că nu prea merge cu româna, s-a dat pe spaniol. Ella se siente enamorada. Es algo que no se ve exactamente como es. Ella está extrañando los días olvidados en una caseta. Băi, șurubel, nascimento de Altamira. Ești râit și în spaniolă, să știi. De fapt, dacă tot vorbim de șurubel, trebuie să știți că tocmai și-a dărâmat orice ciot de palat mai avea în ceruri. L-a trezit într-o dimineață pe Cristi Stanciu, în direct la Virgin Radio, în cel mai tupeist wake-up call de până acum. Disclaimer, nu răspundem de ținuta lui Stanciu în afara programului. Tomorrowland is here for you! Live on Virgin Radio! Știți deviza noastră. E funny până ți se întâmplă ție. După cum a aflat Ionuț în dimineața următoare, când Stanciu s-a răzbunat pentru wake-up call. Da, asta filmai. Între cele mai proaste glume care s-au făcut. Salută-l pe Cristi Stanciu. Mamă, deja, bravo Cristi. Știi, eu am luat țeapa asta inițial și am schimbat scaunele după aia. Nice. O ia Luciana acum sau că un coleg bun ce facem, dar nu mai pot. Nu mai pot cu sretul ăsta. Ce lung a fost. Da, nu știam, mi-a luat ceva să fac. Mai am mâncat eu ceva sau? Nu, am luat o rasna. Tare. Da. N-a avut efect. Ieri m-am speriat de 30 de ori mai rău când a făcut Petreanu. Am văzut eu filme, toate scaunele aveau goarnă. Gata. Neața. Hai spune, salut, sunt Ionuț Botonai, Neagat Stanciu. În alte știri, subsemnatul Bogdan Ciudoiu am învățat să beau responsabil. Fresh pentru mine. Mulțumesc. Bărbat de 28 de ani făcându-și poze în 2017. Dacă nu mi se vedea paiul. Tătica are copil acasă, e căsătorit. Don't be hate. Suntem mândri de tine. Sunteți? Da. Hai, nu, de așa. Degeaba bei un fresh dacă nu vede toată lumea că bei fresh. Mușcă un pic mai tare din el. Mhm. Ochiul din dreapta un pic mai deschis. Exact. Da. E oribil, dați-l înapoi. Gata, mulțumim pentru fresh. Ne-am făcut treaba cu el. Ionuț, când nu doarme pe el în emisiune, this guy is dead. Ne aduce chestii bune de ronțăit în studio. Insomnia noapte și-au pândit momentul în care se activează reducerile. De exemplu, un mare magazin online care a pornit toată nebunia Black Friday anunță că pune la bătaie televizoare HD de 81 de centimetri la doar 399 de lei. Iar pe stocul va fi de 1000 de bucăți. Cei care s-au plictisit. Cât despre Andrei Niculae, încă încearcă să strice boxele. V-am zis că-i blană piesa! Băi, v-am zis, mă, să nu-i mai dați ciocolată!
Mândra noastră colegă, Andreea Remețan, aparent face rablagii în trafic. Da, rablagii, nu ravagii. Păzea, că a intrat în complex Reme, care evident n-are loc. Are loc? Va reuși Reme oare să parcheze? Uite mă că a reușit. Bine, Reme. Bravo, mă. Ai parcat? Care, mă, n-am mai filmat. Mi-a rugit și camera de când am mai filmat. Cred că tu ai intrat. Nu, uite-te și tu, zdrențe. Nici nu mi-am dat seama că e lovit, așa arată toată. Da, deci e evoluită. Uite, trebuie să filmez de aici. Foarte frumos s-a făcut-o, da. Mi-au zis aia de la asigurare că există o nouă metodă ca să-ți dea banii acum. Le trimiți poze, da, dacă le trimit poze o să zică că îmi dau 3 lei. Că nu da. Pare lovită, da, aici, de exemplu, nu a fost lovită de tipul asta, nu? A fost lovită înainte, chituită, vopsită și acum de la frecat. Băi, fashionist-o, cu asta umbli tu, mă, cu mașina. Măcar spală și tu din când în când. Hai, te rog, niște beauty shots așa lângă mașina asta. Dar ce mai face Alexandra Gavrilă? Păi, încearcă să înțeleagă un pullover și noi pe lângă ea. Hai, Balotelli. Mă știți pe Balotelli? Mumia. Ia fă. Alți colegi care au venit să încerce să ne ajute. Mulțumim frumos, Simona. Mai cheamă pe cineva. 5 minute mai târziu. Mâinile, cineva nu te rotești. Nu, pune-le întâi în cap și după aia coboară pe restul corpului. Și apropo de pulovere, de când a venit frigul, ne înfofolim și noi ca toată lumea. Dar fețe ca asta, mai rar. O, Doamne, dați o aerotermă acestui om, vă rog. E bine afară. Mi-a înghețat târteața, cum se zice în popor. Târteața? Ia. Ce se întâmplă aici cu tine? Ce se întâmplă? Uite. Ce este? A sunat Dorian Popa și vrea pantalonii înapoi. Yeah, this is how we roll. Mulțumim fanului nostru. A venit lumea în public. Bine, tot e mai ok așa decât fețele pe care le scoate colegul nostru Vali de la web. Vali a și montat acest episod de vlog și pe toate celelalte, dacă tot veni vorba. Când încerci să nu intri în cadru și faci cuși accidental. Da, el. La final de episod, hai să vă arătăm și pe unde a mai fost șurubel zilele astea. A prezentat un eveniment într-un mall din București, unde s-a mirat de câțiva motocicliști care se roteau într-o bilă. Iar mai apoi, a organizat cel mai frumos salut pentru voi, cei care urmăriți The Virgin Vlog în fiecare săptămână. Nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe. Până data viitoare, rămânem cu energia frumoasă de la oamenii ăștia. V-am pupat!